Salutare pe aici, bine ați venit la un nou episod. Astăzi va fi un episod mai special. Tot viața ca și mecanic trebuie să mergem să ne schimbăm. Dar până atunci vom trece pe în altă parte. Băi, dacă ești nou, nu ezita să apeși pe butonul de like și subscribe pentru a fi la curent tot timpul când vom posta. Și vă aștept pe serverul Wanted în România. Noi aici jucăm. Deci, vă aștept aici cu cea mai mare încredere. Băi, mama este acolo. Băi, am vrut să vin până aici să... Asta, să mă întâlnesc cu cineva. Am primit un apel ca și la mecanic să vin. Și, na, să vedem ce vrea băiat să zică. Bună ziua, domnul. Bună ziua, bună ziua. Ai chemat un mecanic, nu? Da. Dar Ok. nu e voie să-mi repar mașina, dar în schimb îți voi oferi un job. Ok, despre ce este vorba? Haide, urcă mașină, să pot să-ți dau mai multe detalii. Bine, marci Domne, mașina. jobul acesta este un job așa mai retras. Este vorba despre așa o mafie, domne. Mulți membri fac Da. bani, este tot ok. Dar vrei acum te voi duce Ok, la du-mă la liderul. șeful tău Da. ca să vorbesc Hey. cu el. Te duc la șeful meu și acolo vei vorbi cu el. Da. Păi, primim un job, măi. Ce zice, să-l acceptăm sau nu? Ce... Așa, mai... Na. E, cred că e legal tot ce vom face, dar nu e nicio problemă, hai să testăm și chestia asta. Să vedem ce job are normal pentru noi. Oare renunțăm ca și mecanic? A venit oare ziua cea mare? Domnul, fii atent cum conduci. Da, că... Bine, și șeful tău e acolo, să înțeleg, nu? Da. Ok. Vă va oferi și el mai multe detalii. Mai, ce frumoasă zonă, pe aici încă n-am fost. Toată zona a Da. cumpărat șeful tău sau? Da. Foarte liniștit și foarte retras. Frumos cartier. Se vede că s-au băgat mulți bani pe aici. Da. Deci... A, să înțeleg că e casa din față. Poți să oprești un pic? Cred că am niște... Na, emoții, adică... Aoleu. Băi, îl văd pe ăla cu arma în mână, mamă. Ia-le, pe acolo. Bun, domnule, haideți la șeful meu. Ok. Urmați. Bine. Păi oare pe unde e șeful lui pe ăsta? Bună ziua, bună ziua! Bună ziua. Păi și unde e șeful tău? Aici, pe terasă. Am înțeles. Ah, e frumos loc. Văd și munții de aici. Da. Sper să mă obișnuiesc. Ia-le, băi, pe șeful lor! Mamă! Am înțeles, nici nu e... Domnule, dacă bodyguard. intrați în această organizație, vă rog să fiți foarte punctual. Bine, am înțeles. Prima dată, cum am zis, am și eu niște Bună ziua. întrebări. Bună ziua. Domnule, l-am adus. Mamă, cum stă omul ăla cu arma. Hai, domnule, haideți Acolo, aici la acolo. șeful meu. Haideți la șeful meu aici, domnule. Ok. Bună ziua. Bună ziua, bună ziua. Ce frumos Ce loc e pe aici. frumos, a? Ce faceți? Da. Ce Uite, poftim. faceți aici, domnule? Domnul, aș cam dori să mă apuc și eu de ilegale. Și am auzit de mafia voastră.
Și am zis că da, să fiu interesat dacă tot mi-a oferit băiatul oferta asta. Înțeleg ce spuneți, înțeleg. Și ce ar trebui să fac? Trebuie să dau niște teste sau? Da, domnule. Ok. De început, ar trebui să vă punem să tragem cu armă. Mm-hmm. Nu e o problemă, știu să trag. Sunteți, domnule? Da. Numai să-mi spui unde. Acum două secunde, veniți. Și să-mi dați o armă, dacă vă rog. Da, domnule. După mine, vă rog. Bine. Păi și ca să întreb așa? Da. Cam la o spargere de bancă, câți bani luăm? Sau cum se va face? O să vă explic în este momentul. Mhm. Observ că aveți și camere. Tu e bine. Avem de toate. Da. Băi, băieți, cam... Uitați-vă la ăștia doi, mamă, unul e negru, unul... Ceilalți, așteptați aici! Și de unde de mai în față trebuie luat armele? Aveți... De aici, de aici. Ok, sper să nu vadă poliția ceva. Nu, vi le dau eu, domnul, ca să nu vadă nimic. Ești de aici, nu? Da, domnule. Bine, stai un pic. Un pistol ai zis, nu? Un pistol. Ok. Bun, și acum pe unde ar trebui să... După mine, să haideți. Nerăbdătură. Abia aștept să intru. Vă văd. Vă tremură mâna. Un pic. Și vocea. Da, aud. Da, frumos, o stau și eu pe aici. Tot timpul mi-am dorit o casă de genul. Băi, e o mafie un pic cam diferită, cred. Să vedem... Da, ce va fi și cu ea, știi? Oricum, frumos. Câți bani ai plătit aici? Destui, domnule. Destui. Nu vrea să zică. E șmecher. Nu vrea să zică. Sper că aveți și mașini pe acolo. Avem. Stați acolo, avem de toate. Mm-hmm. Și eu am tot un Audi, dar l-am lăsat, ca să pot să mă ducă băiatul. Și domnul? Da. Ați mai tras cu arma? Da. Aha. Domnul, aveți condiție fizică? Desigur, 10 ani de sala. Kidbox cel puțin 5. Nu de alta, dai că m-am învățat să trec cu armă. El a fost militar de meserie. Băi... Am fost și un pic și în armată, deci de acolo am învățat tot. Mamă, bodyguards, tot, aici nu te joci, frate, aici... Mamă... Băi, dar frumos loc e aici, nu pot să cred. Deci că parcă am intrat în rai. E frumos, a? Aaa... Construită de mine? Oi. Da, am zis că tare mulți bani ai dat. Da. Băi, a s-a meritat. M-am înțeles, ai și un pic răcit, nu? Da, puțin. Ok. Da, asta trece cu medicamente. Sau cu niște bani pe acolo, știi tu. Toată nebunia asta acum, coronavirus și toți virusii. Da. Nu e o problemă. Dumneavoastră să nu fiți sărăcită. Ia-i pe aia, unde stau? Aoleu. Poate mă păcălesc dracului și aici acum. Hai că am mers puțin. Avem.
A mers, a mers. Aici sau pe unde? Domnul? Da, domnul. Pe unde? Pe aici, pe aici. Am înțeles. Băi, mi-e un pic cam frică, adică... Nu știu despre ce... Na. Știu de mafia, am auzit de ea, dar... Aici. Bine. Bun, și ce trebuie să fac eu acum? Să trageți în geamurile alea, domnul. Poți să încep? Vedem. Stai, domnul. Dă-te în spate, coleg. Dă-i. Foc. Bă, cum văd 7 glonțe cam pe lângă. Mai trebuie să mai învăț. Da. Așa, așa, așa. Oricum, dă-i, de la distanța asta cu pistolul... Gata, hai, gata, gata, stop, stop, stop. Am văzut. Deci, ce-ar fi? Cred că l-am picat, nu? Nu, no, nu, ați făcut destul de bine, că merge. Merge, merge. Ma. Bine, mă! Haideți, hai haideți. Toată lumea frică. Haideți, domnul. Un timp mai exersați. Da, da, da. O să mă pun acolo să trag la pepeni. Haideți să alergăm. Băi, am trecut. Apoi cum am tras eu... Da, nu, asta se va... corecta în timp, să zic așa, deci... Da. Mă, mă, băi, să facă, să facă e-sport. Stai un pic, că... Cam cât trăiești un kilogram. Aulă! Hai, domnul, hai! Hai, hai! Adică șeful, de la pot să spun și șeful. Da. Bun, și asta, de acum ce are urma? Dacă tot am intrat. Am obosit, am obosit. Eu n-am obosit. Nu e celălalt. A plecat. A plecat. S-a dus, a avut o treabă cu familia lui și cu... Ok. Da. Bine, și acum ce ar trebui să fac? Ah, da. Domnul, acum... am văzut... Ia zi. Unde e celălalt? O plecat. Ok, ok, ok. Acum că am văzut că poți să tragi cu armă, că te descurci, am trebuit să dăm un jaf să vedem de ce ești în stare. Un transport ceva de marfă. Păi și prima dată nu trebuie să mă îmbrac? Ba da, domnul, vă duce. Bine. Haideți domnul. Că mă duc să mă îmbrac și după aia tot aici ne întâlnim, nu? Mă auziți? Da, domnul, da. Ok. Deci prima dată mă duc să mă îmbrac și după aia ne trim tot aici, nu? Da, da, că am o treabă. Ok, stai să-mi pun... Vezi? Nu trebuie aici. Du-l-ă, du-l să place. Da, da. Mașina asta, nu? Da, 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 intrați. Băi, am intrat în mafie. Deci aceasta este mafia... frumos? Da, vă-l văd. Cum se numește această mafie, dacă tot pot să întreb? Această mafie se numește Lupii Negri. Ok. Deci, băi băieți, în mafia în Lupii Negri vă aștept, că o aplicați acolo pe Discord. Și hai să creăm o mafie cât mai mare, nu? Aoleu, ambreajul. Bun, dar deci acum trebuie să mă duc ca să... Mă schimb, da, nu? Să vă îmbrăcați. Ok. Vezi, 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 mai încet un pic, mai încet. Da. Trebuia să-mi las să conduc, adică... Mamă, băi... Au mașini faine, locație faină, tot. Na.
să vedem cum ne-am descurcat de acum încolo. Deci voi băieți, dacă v-a plăcut... Ai de capul meu, mamă! Ce s-a întâmplat? O, da, mi-a dat unul, fai mă, mi-a dat unul spate. Să că facem o manevră de mafioți. Deci unde? Aici ar trebui să mă duc. Da, da, aici. Okay. Vă ajut eu să vă îmbrăcați așa. Așa, nu? Da. Bun. Și pantofii sunt bine, nu? Da, dacă vreți puteți să vă puneți niște mănuși, doar dacă vreți. Să nu rămână amprente pe astea. Așa, bă, așa. Nu, bine. Sunt perfect, domnul. Bun. Cam atât, da. Da, da, da. Stai să mă duc să plătesc la femeie. Da, da, da. Bună ziua, domn. Mă, eu zic că e bine. Haide tu, domnule. Mă duc la cine? La tine sau la... Nu, nu, la mine. Bine. Iar acum arată audio ăsta. Bun. Și acum mă duc înapoi la șef, nu? Da, da. Ok. Aveți arme la... Am, domnul, am. Băi, deci acum mergem înapoi la mafie. Deci, da. Suntem acceptați de acum să fim în mafia lupii negri. Aoleu, ce s-a întâmplat, mă? S-a usticat mașina, stați așa. Stai că jobul meu e și mecanic, stai un pic, dacă tot a chemat prima dată. Stai că acum te ajut. Oale, ce-i pe acolo? Tot garnitura de chiloasă? Tot. Bun, haideți înapoi. Hai să nu ne vadă alții. Și șeful tău a ajuns, a terminat treaba, nu? Poftim? Zic, șeful tău și-a terminat treaba. Cred că da. Ok. Sper să fie înapoi acolo unde au zis. Da, e acolo. Și băiatul care a fost în spatele nostru, pe unde-i? Merg să vage niște motorine. Păi oricum, îmi place zona, îmi place tot. Ce fain e că e negru așa, afară, e beznă. Mai să ne dăm jos. Băi, băieți, acesta a fost episodul de astăzi, o să fim în mafia lupii negri, cam așa se numește mafia. Deci, dacă ți-a plăcut acest episod, nu ezita să apeși pe butonul de like și subscribe pentru a fi la curent cu tot ce vom face de acum încolo, cu ce episoade vor veni. V-am lăsat, pa, pa! O zi frumoasă aveți și un început de săptămână cât mai frumos!